îmbolnăvit, dar și director m-am luat să îmbolnăvit. Ce se lucră cu concursul? Azi lipsesc 6. 6 cu da. Pe care ce să spun la Sfântia? Viitorii, cum spune cetățeni, viitori profesori, viitori, deși i-am întrebat că viitorul țării, deși i-am întrebat cine vrea să fie învățător? Nimeni. Dar de ce nu vrea să fim? Că copiii nu ascultă învățători, noi nu ascultăm și deși nu vrea să fim învățători. Da. Și o te cași? Nicio. Nicio? Nicio, 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 deci... Ei, mașină de aur, nu știu mai dacă îți mai cumpăr cineva. Luați, luați așa, dați-vă. Avem familie din Ucraina, avem copii din familie din România, să știți că de orașul trăim așa, din zona aceasta roșie, nu suntem în școala 10, mai sus de noi, nu există nici o școală, dar avem un tren, că să spunem în jur de vreo 5-7 km, pe patrat, de unde vine la școală. Și noi aici avem, Iuliana Bogdan, copilaș care veniți din Estul Ucrainei. Din este, avem, mi se pare că este un copil. Este ultimul, da. Care a venit din locurile unde se duc războaie și au trecut cu traiul la noi aici în, în Ucraina. Da, ia ca aceasta. Ceea ce pot să spun. M-a adus ghiozdănele pentru copii, de băieți și de fete. Domn profesor. Și pentru ca să învățați mai bine, am zis să vă aducem câteva mici cadouri. Câte un ghiozdănel pentru clasele mici, pentru clasa 1, toate sunt ghiozdănele pentru clasa 1, unde aveți acolo caiete, acuarele, tot ce ce vă trebuie la școală. Cu linuțe, și una din matematică. Astea sunt standard internațional. Da, da. Cu două, patru rezele de la el, un amuncu, carioci, să desenați, culori, să desenați și acuarele, cred că mă pronunț bine. Da. Deci copilaș, primim așa cadouri sau nu? Primim, desigur, da? Da. Da? Da. Ridicăm mâine în suză? Da? Da. 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 Așa e. Deci au venit oaspeți de la România. Știți unde se află România? Da. Da? Ați fost în România? Da. Cineva de voi ați fost în România? Da. Am fost. Așa, cu mamica, bravo. Tot cu mamica ai fost, bravo. Eu fost cu mama și tata. A, și cu mama și cu tata, da? Da, eu nu am fost. Dar eu am fost cu mama. Probabil nu trebuie să fie tare, așa de dată. Ghiozdănele sunt de fetițe și de băieță, da. Acesta este un ghiozdănel pentru băieți. Le puneți așa pe masă la câți sunt care de băieță. Două, câte ați spus. Deci, bă. Mania. Astea de deasupra de băieță, aproape toate. Da. Unde avem mai un băiețel? Aici în față ce aveți? Aici e băițel. Deci tot băiețel aici, da? Da, băiețel. A doua bancă, aici e fetiță. Aici e fetiță. Nu? Tu ești fetiță? Da. Da? Ei, fete, fete, aia e fetiță. Aici? Băiat? Da. Ai tot ce ți-a spus, da? 1, 2, 3, 4, 5. Da, de care sunt de căutam de băieți, dar le aveam alături. Da, da, ui. Ui, nimic. Băiețel. Și-o dai ce chiriu.
Ia. Vrei? Hai, alege tu care vrei. Așa. Așa. Nicolae, ție. Cine? Cine? Ești bravo. Aici mai este unul de băieți. Că v-am spus că am adus mai... Așa. Așa. Nu, nu. Dați-i dumneavoastră. Sau nu. Hai că să-și aleagă ea, care vrea. Care îți place, ăla sau ăsta? Care vrei? Ăsta. Restul le las toate aici. Da, și dumneavoastră o să le mai dați, le mai repartizați la... Și doamna, domnul Sărăsătăție, ne-a... Da. Dacă o să mai aveți și ce să aveți nevoie, vă rog frumos, punctați pe o hârtiuță și trimiteți la Mihăița. Noi ne străduim. Ne străduim să aducem... Vom fi mulțumiți și vă mulțumim și pentru aceasta, că clar lucru, deci anul acesta vreau să spun în deosebire, și statul german a dat practic ajutor pentru toți copiii clasei 1 din tot orașul Cernovă. Da, deci eu vin multe țări și ajut. Noi ajutăm după putințele noastre, după lucrurile noastre și îi facem fericiți pe acești copii care... Uitați, nu știu ce înseamnă război, nu știu ce înseamnă și i-am văzut... Cât de frumos filmați, cum ești caută în ghiozdanialul ei, ce... Am văzut în pauză acel strigă de bucurie pe hol, se joacă, deci ei nu știu ce înseamnă război, ei nu știu ce înseamnă să nu ai, ei nu știau că mâine nu avem ce mânca sau mâine nu avem curent, ei pur și simplu sunt inocenți. Așa. Și probabil nici nu trebuie noi ne satisfacem prin a ajuta acești copii când vedem fericirea lor, când vedem dragostea lor, noi ne încărcăm cu energie și am emoții, chiar dacă sunt jurnalist, am emoții când îi văd, când îi văd că sunt... Mă numesc Diana Bogdanovna, am terminat școala pedagogică, colegiul, învăț mai departe la Universitatea de Filologie, de învățare de limba ucraineană. Am de gând, lucrez aici, cum a spus domnul director, din luna ianuarie, de an trecut. Locuiesc în satul Pasat, din regiunea Cernăuți, așa, raionul acum e Hliboca. O fost Hierța. Tot nu departe de granița cu România. Vă mulțumesc frumos pentru cadourile, pentru clasa noastră care le-ați adus, le-ați împărțit, ați făcut așa o bucurie pentru copilașii noștri într-așa o vreme grea pentru noi, dar ei nu sunt vinovați cu acestea. Și copiii ne sculăm toți, stăiem și mulțumim. Toți împreună ne-ați sculat și am spus mulțumim frumos. Să creșteți mari, să ascultați de doamna, să ascultați de părinți. Să învățați Maxim cât mai bine să scrieți, să supuneți, pentru că mâine puteți fi și voi în locul doamnei, în locul meu, în locul domnului director.
pentru că în ghiozdănele pe care le-ați primit aveți diplomă și de profesor, și de doctor, și de inginer, și de muncitor, și de tehnician. Deci, practic, aveți viitorul vostru. Încă o dată, cum am spus, succes în noul an școlar, vă dorim sănătate vouă, elevilor, dascălilor, părinților, din partea noastră, a delegației de la Dorogoi. Câte zi sperăm să fie liniște și pașii când ne vom reîntâlni. Să ajută Dumnezeu să vă ajute aceasta.